Da. Bună seara. Bună seara. Aș putea vorbi cu domnul Dumitru? Eu. Domnul Dumitru, eu îmi cer scuze de deranj. Poate să vorbesc cu dumneavoastră vreo 3 minute, 4? Nicio problemă. Eu mă numesc Veceslav. Eu am luat numărul dumneavoastră de la Diana, de la fata dumneavoastră. Da, da. Dumnei, fata dumneavoastră ne-a spus că dumneavoastră lucrați la vulcanizare, da? Da. Dimineața, ziua, fac practică la radio. Cred că anume tema ne-a dat o vulcanizare, adică cât mai multe informații de vulcanizare. Și ne-a spus că dumneavoastră lucrați la vulcanizare și puteți să mă ajutați cu niște informații despre toată asta, despre lucrul dumneavoastră. Nicio problemă. Adică eu am să vă dau câteva întrebări și eu să înregistrez, adică dumneavoastră puteți să vorbiți cum vreți, adică eu stai după asta, să montez, da? Dar am niște întrebări la care mă interesează vulcanizarea, da? Da, da. Bun. Prima întrebare, cât de dificil e acest serviciu vulcanizarea, domnul Dumitru? Foarte, lucruri foarte, în timpul de fază, mă, căldurile este și asta mi-e foarte greu de lucrat la este. Mm-hmm. Mașini sunt multe și de este grele și e foarte greu de lucrat. Sunt multe mașini grele care vin la dumneavoastră? Da, da, da. Da. Aproximativ câte mașini grele pe zi? Poate și 10 și 15 și 20. Este plătit acest serviciu, depinde de mașină, adică cât de grea, cât de ușoară e? Nu, nu. E cum e la o mașină mică, așa e și la o mașină mare. Așa. Cu ce se ocupă vulcanizarea, domnule Dumitru? Cu încleierea anvelopelor. Dumneavoastră încleieți anvelope? Da. Din vulcanizare nu face parte și umflatul roților? Sau sunt într-un pachet toate, adică înfla? Toate, nu. Sunt servicii care, cum să vă lămuresc, asta care pentru încleierea roții un serviciu, pentru umflarea roților alt serviciu. Sunt mai multe. Dar toată acest proiect, domnule Dumitru, intră în procesul, intră în denumirea vulcanizare, da? Da, 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 da. Am înțeles. O să trecem la subiectul umflatul roților, domn Dumitru. Da, da. Cât durează acest proces de umflare a roților? Nu, cum, cât durează, cât... De exemplu, o roată de la camion. Sunt camioane care sunt la 6, 8 atmosferă, sunt la 4, la 3, la 2. Am înțeles. Da, în cazul, e posibil ca roata unui camaz să se spargă în cazul în care vulcanizatorul greșește? Poate să șibă. Ați avut așa situații? Noi cam ne stăruim așa, că nu avem așa probleme, pentru nici cauze, că omul plătește banul și noi ne stăruim cam să facem să șibă. Nu avem plăceri cu oamenii. Da. Bună seara, domnul Dumitru. Noi continuăm reportajul nostru. Este la o emisiune despre automobil și chiar ne interesează și acest compartiment vulcanizare. Da, ați fost recomandat ca un bun specialist în acest domeniu. Din motivul dat, noi v-am telefonat. Vă rog, spuneți-ne de unde vine originea cuvântului vulcanizare. Are ceva cu vulcan? Cu vulcan nu vă pot spune precis că dacă are legătură ceva, nu... Nu știu cum să vă lămuresc. Păi de ce s-a dat acestui vagon care stă pe marginea drumului, de ce s-a dat denumirea de vulcanizare? Că cazul ăsta e vulcanizare. Într-un fel că vulcanizare. Bloconizare, da? Da, tipa așa ceva. Încă o întrebare, care este legătura dintre pompa de umflat a bandajului și conexiunea de pe net? N-am înțeles întrebarea. Legătura este apropiată dintre pompa de umflat bandajul, dumneavoastră aveți așa aparataj? Avem. Și conexiunea de pe net? Iacă la asta întrebare nu... Adică e posibil să dai comandă de pe internet, aveți aceste accesorii, adică să de pe internet comanda de umflat roțile, de exemplu, sau... Deci în țările europene, ca să înțelegeți de ce vă întrebăm, acolo deja vulcanizarea a devenit online. Adică dacă vrei să dispui de serviciu de înflare a roților, te programezi din timp pe internet. Aveți un site dumneavoastră unde vă programați clienții? Îmi cer iertare, la noi încă nu a ajuns așa ceva. Ce n-a ajuns?
N-a ajuns încă prin internet să dați comandă, că să facă. Adică să înțelegem, la vulcanizare încă nu v-au tras internet. Nu. Mm-hmm. Noi încă așa. Poate cu timpul o să mai... Ok, și ultimele două întrebări, domnul. Da, spuneți-ne, vă rog, cum vă acaparați clienții dumneavoastră? Pentru că piața este destul de mult în concurență. Noi ne stărim să facem lucru cum trebuie și să cât mai mulți clienți să prindem. Dacă noi o să lucrăm bine, oamenii o să vii la noi. Dacă să lucrăm rău, oamenii o să fugă la noi. Dintr-un material de pe internet, am citit că umflarea roților depinde și de roți. Adică dacă sunt cu zimț, e un preț, dacă sunt fără zimț, e alt preț. Nu, asta și ceva nu există. Mm-hmm. Și la ce sumă se ajunge tot acest proces de umflare a... Umflarea roților e un leu de cauciuc. Un leu de cauciuc. La noi nu importă. Noi nu lucrăm cu azot. Unii este umflarea roților cu azot, acolo e alte prețuri. Dar noi umflăm numai cu aer. Și e un leu Adică aer. La dumneavoastră, la vulcanizare, chiar cu aer sunt umplute aceste roți. Da, numai cu aer. Noi cu azot încă nu avem. Și încă o întrebare. Știți că anul acesta, la inițiativa guvernului, s-a demarat proiectul Vulcanizatorul Anului. Ați participat cumva la acest proiect? Nu, n-am ajuns. Proiect, premiul mare este de 15.000 de lei, acolo sunt mai multe probe, deci, umflatul roților. Da. Locul 2 a fost luat de Laurențiu Duță din Chișinău. Dacă aveți un mesaj pentru Laurențiu Duță, vulcanizatorul care a luat locul 2. El lucrează la Ciocana, Meșteru Manole, 53. Deci ce puteți să transmiteți ca de la un vulcanizator cu experiență lui Laurențiu Duță? Da, domnul Dumitru, adică spuneți, dragă Laurențiu, colegii Laurențiu Duță, adică așa că să fie... Domnul Dumitru, stați. Ca să înțeleagă și el că noi să transmitem mesajul ăsta, spuneți, dragă Laurențiu Duță. Desigur că noi să tăiem și aici eu spun că iată, adică ca și cum dumneavoastră îl știți pe, da, pe vulcanizatorul câștigător. Spuneți, dragă Laurențiu Duță, și spuneți mesajul. Sau poate nu, dragă, sau domnul Laurențiu Duță, noi îți transmitem... Hai. Domnule Laurențiu Duță, da? Duță. Duță. Vă urez multă sănătate, baftă și succes în munca dumneavoastră. Bine. A fost extraordinar, domnule Dumitru. Într-adevăr, un interviu extraordinar. Sunt sigur că cuvintele dumneavoastră, dragi, o să ajungă la Laurențiu Duță. De fapt, m-ar mai interesa, știi, un moment. În cât timp dumneavoastră puteți să reparați o roată spartă? Cel mai repede. De exemplu, hai să începem. De bicicletă, de exemplu, în cât timp? La mașină, în 15 minute, roata e scoasă, făcută, pusă la loc. Păi știți că recordul pe Moldova este de 4 minute și 20 de secunde? Poate și bă. Ok. Ultima întrebare din partea noastră e, cum credeți fiica dumneavoastră, Diana, v-ar face o farsă, o glumă pe seama dumneavoastră sau să glumească pe dumneavoastră? Poate să șibă. Păi să știți că e o glumă, noi suntem de la Jurnal FM, suntem în emisie directă. Vă mulțumim de suflet. A fost o farsă din partea Dianei, domnule. Ce puteți să transmiteți Dianei, domnule Dumitru? Ce puteți să spuneți fetei dumneavoastră care v-a făcut-o în această seară? Lui Diana îi doresc mult sănătate. A să vin acasă și ați vorbit pe... A să iumplu roata. A să iau spart la viu. Mersi mult, domn Dumitru, să trăiți și dumneavoastră și Laurențiu Duță. Pune-mă de ceva de Laurențiu Duță. O seară, la revedere. O, domne, de câte ori... Nu ne-o tras internet. Și că domnule Laurențiu Duță. Duță. Duță.